A fost alegerea președintelui de ședință, da? Da. Bună ziua, domnule consilier. Deschid ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.01.2020. În primul rând, dacă îmi permiteți, sunt doi cetățeni a Comunei, să luăm prima dată pe pediu și să vedem ce probleme are, dacă sunteți de acord. Da. Absolut. Domnilor, vă rog. Eu sunt în casă. Prima dată, că vineri a trecut o săptămână, m-a prins jandarmeria cu 0,10 cm. Domnul, vă rog să vă prezentați. Simon Andrei, eu am 65 de ani. Mulțumesc. Născut în 1955. Vă rog. Și eu așa văd că s-au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar noi drepturi nu avem nici acum. Absolut deloc. Deci ce s-a întâmplat în mare, ne explicați? Am fost la curățat, am aruncat niște cioate în ladă, curățat de teren. Pe urmă am chemat pe Dularu, hai mai pe tine, că uite, m-a oprit și nu știu ce să fac. Nu, ca să duc la, zic eu, la Făget, nu duc la primărie, mai bine arunc aici în șansă. Duc la școală, la copii să se încălzească. Nu. Hai că așa, că am așteptat o jumătate de oră până când a apărut pe Dularu. Zice, cât are? Zice, în jur la 70-80 de... 0,80 de centimetri cub de cercuri și cioate. Mai groase ca șapca asta, niciunul n-am avut. În ladă. Acolo încoace, până la urmă a făcut avertisment. Da. Dom'le, eu vreau să știu, noi nu mai obligații avem, nu mai datorii peste tot, impozitul aici, pentru că nu plătesc la jandarmerie. Faceți ceva, dom'le, ori cineva să vină să taie cercuri, pe cercuri de cerea, dom'le. Pădurarul a explicat despre ce e vorba, de unde era proprietatea personală. Proprietate personală din Fânaș, domnule. Aici. Nu. Asta ceva extraordinar, domnule. Ceva extraordinar, domnule. Nu vrei să te... Pentru... Dar eu mă duc, poate zilnic mă duc la curățat. Seara când vin acasă și arunc câteva cioate și cecuri în ladă, totdeauna se am grijă pe mine că vine jandarmeria. Hai că poliția mai te mai lasă. Dar cu ăsta, domnule, dar eu... Și cine sunt ei? Eu așa știu că legea așa spune, că jandarmii sunt chemați când e nevoie. Cineva sare la ori la pădurar, ori la polițai. Nu e așa. Nu e așa. Jandarmeria are dreptul să facă control la transport de materiale. Nu sau la orice. Legea așa prevede. În cazul ăsta, nu știu ce fel de lemne sau cum a spus. Da, domnule. Un APB se poate face numai după ce pădurarul marcă arborii, face un APB și după aprobarea APB-ului se eliberează o aia de însoțire. Acum dumneavoastră fiecare are teren aici. Eu am aproape 13 hectare de teren, din care 8 e fânați. Și ce fânați sunt tufe? Atunci la voi, cine marchează mie tufele celea? Sau ce acte pot să iau pe acela, domnule? Explicați-mi. Aveți perfectă dreptate. Nu. Ce acte sunt? Cineva, dacă e vorba că trebuie acte, să vină cineva, domnule, ori de la primărie, ori de la ocol, să taie acte, ca să nu avem grijă pe spatele nostru, domnule. Dar v-am zis, actele cum se fac? Actele se fac numai după inventariarea și marcarea arborilor. Altfel nu se poate face APV-ul. Deci, cu 65 de ani, dar nimeni nu a oprit până acum cu așa ceva. Am înțeles, dar problema nimeni. Este că omul spune că e vorba de tufe. Tufe. Da. E vorba de tufele. Cine pe care face tufe? Curățire. Face curățire pe fâneață și tufa aia n-ai cum să o marchezi. Cum marchezi? Cine marchează? Domnul, păi da. Faceți înscris sau să chemați să discutați
Dar ăsta că nu numai el există. Poate că nu există aici un om care să nu aibă tu fenomenul al domnului. Nu există așa. Nu crezi toată ziua. Seara când vii obosit, mă oprește, m-a ținut mai bine de oră. Băiatul a putut să țină cai, că arme soare. Pentru câte cioate? Pentru câte cioate? Dacă era trei roabe, în ladă. Plus crăci. Și plus crăci. De două duceam în spate, nu sunt așa de puternic, ca să nu pot să iau două brațe de cepuri. Trebuie discutat problema asta. Cu așa ceva, domnule, faceți-vă, domnule, dar aici, în Consiliul Local sau Poporul Silnic, să vină cineva, domnule, ori să dea un ordin, că cu așa ceva, să nu se nu oprească, sau eu habar n-am, dar n-am fost nici cu bușteni, nici o bucată nu era pentru ceva de lemn de lucru, domnule, nici o bucățică. Deci dacă îmi permiteți, cum a spus domnul președinte, da. Ei la un moment dat au obligația sau au dreptul ca să facă oprire și control în trafic. Acum o să facem tot posibilul să găsim înțelegeri și o să vedem ce avem de făcut ca să putem fi în legalitate, să evităm probleme de genul ăsta. Așa ceva, eu nici n-am auzit, domnule, și pe timpul lui Ceaușescu, cu așa ceva nimeni nu a oprit, domnule. Era bonul de la stat, la 15 lei și la 55 de lei. Mergeam, domnule, la pădurea statului. Și duceam lemne. Era un bon, dar să taie un bon, domnule, dacă e vorba de bon, să taie cineva un bon. Vreau să vă întreb ce măsură vi s-a dat? Vi s-a dat avertisment? Da, avertisment. Dar 6 luni de zile, dacă mă mai prinde, atunci cu avertisment nu mai merge. Am înțeles. Sănătate bună. Nu o să aibă. Am dreptat. Amen. Nu depășești. Da. Acolo scrie, de la 1000 de lei până la 5000 de lei. Dar nu face... Terenul ce la 50 de milioane? De unde duceam? Am înțeles. Vă înțelegem. Cred că primăria, domnul viceprimar, a înregistrat ce am discutat. Aici aș să încerc. Vreau un oarecare răspuns. Vreau un oarecare răspuns, domnule. Dar nu suntem stăpâni pe averea noastră, domnule. Vă rog. O să facem în așa fel încât să găsim... Să vă transmitem... Ce trebuie să facem? Ce demersuri avem de făcut pentru curățare? De exemplu, în timp... Am încercat și așa. Domnul Șimon. Vă rog să depuneți o cerere scrisă către primărie și să scrieți totul ce s-a întâmplat. Ca primăria pe baza dumneavoastră de cerere... Bine că și așa am treabă aici, da. Primărie. Vă rog să depuneți data, când a fost candidată și totul, trageți la Xerox avertismentul, puneți acolo ca să încercăm să facem. Care fură nici nu știu ce, la acela nu facem nici. Pe mine m-a găsit ce mai prost. Știți ce bine, domnul Șimon, hoțul e care-i prins, nu care fură. Eu știu. Asta e, de mult știu treaba asta. Nu acum. Domnul dumneavoastră, aveți ceva? Nu aveți. Nu aveți. Vă mulțumim. Depuneți la primărie, explicați. Dacă altă soluție nu o să fie, dacă atunci primăria sau poliția din localitate să ne dea câte un act că eu când viu cu un braț de lemne, să mă justific că e al meu. Nu poate, nu poate. Legal, dacă nu poate, legal, ce nu poate. Dăm picioare la... Nu, mergem pentru baza asta. Dăm picioare la jandarmi, la revedere. Mulțumim. Eu am plătit vreo 15 ani, am fost amendat cu 30 de milioane. Când am oprit. Am oprit la poliție. Poliția m-a oprit. Era butuci. Nu am oprit, domnule. M-am dus acasă și am trimis 30 de milioane amendă. Am mers la Voinești, am făcut contestație și am plătit numai 500 de lei. Sănătate nu. Sănătate nu mai am. Mulțumesc. Dar vreau un oarecare răspuns. Situația asta trebuie scris, trebuie toată lumea. Nu e vorba să nu respecti legea, dar să nu treci măsura de la respectare legii. Asta cam e trecut. Asta, mea, dacă se ajunge la o cale amiabilă sau nu știu, dar asta și cum apreciază ei. Cei care controlează. Normal, asta ar trebui să vie de sus, că pentru curățarea puneți paziștelor cu crăci și așa mai departe, pentru care nu se poate face APV sau nu e timp pentru treaba asta, să se dea un bon din proprietatea lui. Asta ar trebui să vie tocmai sus sau să se dea o ordonanță. Da. Domnilor consilieri, dacă îmi permiteți să vă citesc ordinea de zi. Doamna secretară, lipsește numai un singur consilier. Nemotivat.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiatorul primarul comunei Gimeș Foget, i-a avizat Comisia 3, are aviz? Da. Are aviz. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinară din data de 29.01.2020, inițiatorul comunei, primarul avizează Comisia 3. Avem aviz Comisia 3, avem, nu? Da. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de ședință ordinară din luna decembrie 2019 și din ședința extraordinară din luna ianuarie 2020, inițiatorul primarul comunei. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat propusă să funcționeze în anul școlar 2020-2021 în comuna Gimeș-Făget, inițiatorul primarul comunei Gimeș-Făget. Avizează Comisia 2. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, inițiatorul primarul comunei. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui volum de 30 de metri cub lemn familiei domnului Rusu Gheorghe, a cărui șură a fost afectată de incendiu. Inițiatorul primarul comunei. Avizează Comisia 2 și 3. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirii. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștelor aflate în domeniul privat al comunei Gimeș-Făget, inițiatorul primarul comunei Gimeș-Făget. Avizează Comisia 1 și 3. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul aparatului de specialitate a primarului și asistenților personali care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020, inițiatorul primarul comunei, avizează Comisia 1 și Comisia 3. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori în Consiliul de Administrare al Regiei Publică Locală, Ocolul Silviu Gimeș-Făget, inițiatorul primarul comunei, avizează Comisia 1 și Comisia 3. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de asociere a comunei Gimeș-Făget cu grupul de acțiune locală Valea Muntelui, în vederea depunerii și implementării proiectului Facem trasee montane Oituz Gimeș, inițiatorul primarul comunei Gimeș-Făget, avizează Comisia 1 și 2. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind completarea listei partidelor ce va fi recoltată în anul 2020 de către regia Ocolul Silvic Gimeș-Făget era inițiatorul primarul comunei Gimeș-Făget, avizează Comisia 1 și 3. Punctul 12. Diverse. Aici avem referatul de specialitate a secretarului general al comunei privind constituirea Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public de conducere. Secretarul general al Unității Administrative Teritoriale Gimeș-Făget, conform articolul 11, aliniatul 4, litera E și aliniatul 6, capitolul 3, din UEG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. Comisia de Constituire, prin dispoziția primarului, pe baza propunerilor nominalizării Consiliului Local. Atât avem. Și cei de la ADIS ne-au cerut, dacă putem să completăm ordinea de zi, să aprobăm niște cantități. Dacă sunteți de acord, completarea? Sunteți de acord cu completarea ordinii de zi? Despre ce e vorba? A, să completăm după aia discutăm despre punctul respectiv. Da. Dar dacă sunteți de acord aici, să completăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre de la ADIS, nu? Da, uitați aici, este proiectul de hotărâre. Modificarea tarifelor operatorului SC EcoSud și aprobarea actului adițional la contractul cu acest EcoSud. Și aici avem cantitățile. Prețurile. Da, actul adițional, îl aveți acolo, da? Da, dacă nu îl listez, nu e problemă. Crezi prețul, da. Puteți să citiți, doamna secretară, cu prețuri, dacă... Dar acum să ajungem acolo, dacă aprobăm atunci, dacă ne introducem, dacă nu rămânem pe ședința viitoare. Sunteți de acord cu completarea ordinii de zi? Părerea mea este că nu este o urgență și putem să lăsăm pe ședința viitoare și așa avem probleme cu salubritatea și putem discuta mai departe. Cine e pentru?
Amânare? E amânare, da. E așa, atât și părerea mea, să amânăm pentru ședința viitoare și să le chemăm reprezentant de la listă, să ne explice un pic mai în detaliu. Corect, corect. Că nu suntem, niciunul nu suntem măsură, nimeni nu suntem în măsură să... Nu știm care este cifra. Aici era vorba de prețurile. Am înțeles, da. Trebuie să ne explice. Preluarea deșeurilor. Pe mandă aveți foarte mare dreptate și ei au pe o parte dreptate că noi avem un contract cu ei. Da. Dar acum iar se ridică prețul, acum o să fie cu TVA 82 de lei. Nu ne mai băgăm în discuții, să amânăm proiectul și discutăm data viitoare, dacă sunteți de acord. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi care am citit-o, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea e pentru. Pentru completare nu este nimeni de acord, nu? Nu. Nu este nimeni de acord. Se salută la cunoștință către ADIS. Dacă e o urgență, să vină, să stabilim o ședință, să permită un reprezentant. Dacă e o urgență, atunci întocmim... Da, o ședință extraordinară. Dar la deși totdeauna e urgență. Păi, v-am să urgem. Trebuie să urgem. Trebuie să urgem. Trebuie să urgem. Trecem la procesul verbal. Procesele verbale. Procese... Ședință extraordinară. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimeș-Făget din data de 16 decembrie 2019 și a procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 9.01.2020. Cine e de acord cu procesul verbal din ședință? Cine e pentru? Cine e împotriva? N-a fost ședință. Cine se abține? Abținem. Deci avem 10 pentru. Suntem 12. Da, da. Punctul 4. Aprobarea rețelei școlare. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat produsă să funcționeze în anul școlar 2020-2021 în Comuna Ghimeș-Făget. Având în vedere adresa Inspectoratului Județean Bacău, numărul 99.234 din 20.11.2019, înregistrat la UAT de Comuna Ghimeș-Făget, numărul 7.785, prin care se solicită macheta privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020 și 2021 în vederea emiterii avizului. Notă de fundamentare, referatul de aprobare a primarului comunei, raport de specialitate a secretarului comunei și avem și avizul comisiilor 1 și 3. Propune. Se aprobă rețea școlară pentru învățământul preuniversitar de stat, propusă să funcționeze în anul școlar 2020-2021 în Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, conform anexei numărul 1 la prezentare hotărâre. Directorii județelor de învățământ din Comuna Ghimeș-Făget vor aduce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă de contencios administrativ. Treceți puțin la anexă să vedeți anexă. Ce se propune. Adică aici, vă zic aici, liceu tehnologic Ghimeș-Făget. Da, sat Făget, strada principală, e sat, e vorba de 33 preșcolari, 374 elevi. Școala gimnazială Tărăuș numărul 1. Care este arondată liceului tehnologic. Tehnologic, numărul preșcolar 42, numărul de elevi 123. Școala gimnazială Bolovaniș, care se află în satul Bolovaniș, arondată, are preșcolar 13 elevi. Atâta. Școala primară Rechidiș, preșcolar sunt 9 elevi și preșcolar și 8
elevi. Școala primară Frăgeșul de Sud sus, preșcolari sunt 20 și elevi 16. Școala gimnazială Domnului Gardii Ghimeș, în satul Ghimeș, preșcolari 51 și elevi 140. Liceu. Aici am băgat totul la grămadă. Sunt băgați. Deci clasele 9-12. E vorba de preșcolari. 5-12. E vorba de preșcolari. Da, vezi că nu ne spune. Nu ne spune cât sunt de la 9 la 12. Aprobarea care a fost făcută, a fost după după ce s-a prezentat documentația asta. Și vreau să vă aduc la cunoștință că le-a venit adresă că au avut un control de la Arachid. S-a făcut tot ce a însemnat și din partea noastră cu aviduisul de școală și au primit pentru la anul din nou clasa noua, profesională, liceu și continuitate mai departe ca și liceu și profesională. Au primit aprobare. Asta îmi plăcea să știu, să vedem secția română cât are. 9-12, secția maghiară, cât are 9-12? Deci s-au primit formarea de clase. Formarea claselor se va face în toamnă. Da, dar eu am înțeles. 2020-2021, deci ăsta intră pe 2019. Doamna secretară, notați, cereți. Făcând eu parte, dar aici în calitate de consilier și alți consilieri locali, poate vor să știe și ei. Deci nu pentru asta... Notați la cererea domnului consilier Olteanu să ne dea și o situație. În completare să ne dea o situație. Exact. Numărul de elevi de la liceu pe clase. Și școala profesională. Și câte dintre materii care sunt ocupate cu costuri complete sau provizorii? Personal calificat. Deci există personal calificat pentru pe fiecare? Pentru ședința din data de viitoare o să trimit o adexă și atunci implementarea cifrei de scolarizare în unitatea de învățământ pe universitate de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi scolarizați în unitatea de învățământ particular, solicităm emiterea avizului conform în vederea organelor rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 conform anexei proiectului de hotărâre. Și avizul este? Avizul este. Cine e pentru? Sau dacă aveți ceva comentarii, adăugat ceva la proiectul respectiv. Domnul... Dacă îmi permite, doar două cuvinte vreau să spun. Datorită faptului că s-a reușit până la urmă a menține liceul pe comuna Ghimeș-Făget, să știți că e o realizare pe județ, pentru că sunt multe licee care s-au închis. S-au desființat. Și eu aș propune și ar fi ca și un sfat către școală, către direcțiune, ca să vină un pic dânsi cu un plan acum, că până acum s-au axat să primească și au primit tot și să vină către noi Consiliul Local să vedem sub ce formă putem să ajutăm, pentru că nu o să aibă suficient spațiu acum pentru toate clasele. Și o să-i rog dintr-o adresă ca să vină un pic să vedem ce propunere au ei sau ce propunere. Propunem și necesar. Să vedem, și din partea noastră ca să facem tot efortul care se poate pentru susținerea școli. Domnul viceșcoala Bolovăniș a fost singura școală care anul trecut a primit avizul. A corespuns din punct de vedere. Nu e singura, a primit și școala de jos. Ulterior. Toată povestea cu școala Bolovăniș a fost, domnul Vârțan, să știți, și acceptul părinților la un moment dat de a aduce copiii de la Bolovăniș la Făget sau de la Făget la Bolovăniș. Deci, să știți că aici, la un moment dat, e o chestie de convingere. Am înțeles. Dar dacă e nevoie de spațiu și corespunde, părerea mea, atunci deci, se poate folosi școala Bolovăniș. Ei cunosc aspectul ăsta. E o problemă. A fost, la un moment dat, o problemă că drumul de la Bolovăniș, fiind un drum de țară, ei mai
e mai greu, dar eu zic că nu neapărat treaba asta eu i-ar împiedica ca să folosească unitatea școlară. Trebuie cerut o propunere, ce părere au ei și după aceea putem discuta. Domnul consilier Copiță. Deci aș interveni puțin pe lângă executiv, chiar și Consiliul Local, dacă ar putea să fie înștiințat acum cu ocazia asta, la grădiniță, grădinița de la FCT aici, dacă s-ar putea face un antreu în față, să nu se deschidă ușa peste copii. Deci frigul intră direct peste copii, nu, într-o. Oricum e strâmt, destul de strâmt și ca spațiu, dar măcar atâta se poate să se facă. Trebuie mers acolo văzut care poveste, dacă se poate, trebuie făcut un proiect de hotărâre aprobată, cred că nu e ceva. Da, au fost făcute, de exemplu, niște lucrări în toamnă care au fost necesare datorită faptului că cei de la ISU au cerut niște modificări la uși, la intrări, modificarea din cu modificări care au fost necesare. Școala a făcut intervenția asta, urma ca să vină să ne aducă factura să vedem aferentă. Și de asta am zis că trebuie să facem tot efortul ca să-i susținem. Noi acum știm foarte bine că suntem în perioada asta cu bugetul. Dar indiferent cum ar fi, să găsim soluții și să... Copilul e dezbrăcat. Deschid ușa pe el, aveți foarte bine mereu. Bine, domnilor consilieri, dacă mai are cineva ceva de adăugat sau comentări pe baza proiectului, dacă nu, supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Domnilor consilieri, trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de lucrări sau acțiuni de interes local pe anul 2020, beneficiar de ajutor social la nivelul comunei Ghimeș-Făget. Raportul de specialitate numărul 245 din 16.01.2020, întocmit de către compartimentul de specialitate în cadrul AP Ghimeș-Făget, privind aprobarea planului anual de lucrări sau acțiuni de interes local pe anul 2020, beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre. Referatul de aprobare numărul 246 din 16.01.2020 a primarului comunei Ghimeș-Făget. Potrivit prevederilor articolul 6, alineatul 7 din legea numărul 416/2001, privind venitul garantat cu modificările și completările ulterioare, articolul 28, alineatul 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 50 din 2011. Articolul 129, alineatul 7, din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative replicate cu modificările și completările ulterioare. Propune. Se aprobă planul de lucrări de interes local, ce se execută de către persoanele beneficiare de ajutor social pentru anul 2020, potrivit anexei, care face parte integrală din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil și de contencios administrativ. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Avem referat de aprobare. Avem planul de acțiuni. Și avem aprobarea comisiilor, da. Referat de aprobare. În articolul 6, alineatul 7 din legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare, este stipulată obligația primarului de a întocmi un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. Să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local. În funcție solicitărilor venite din partea instituțiilor partenere, în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. În acest sens am procedat la supunerea
preaprobare planului de acțiune aferent anului 2020. Avem anexa 1, plan de acțiune al lucrărilor de interes local, care vor fi executate în anul 2020. E vorba de iarnă, decembrie, ianuarie și februarie. Lucrări de dezăpădire, lucrări de curățire comună, lucrări gospodărești, crăpat și clădit, lemne de foc la instituții publice, lucrări sezoniere specifice, lucrări periodice întreținere, lucrări întreținere toaletar, darbor, curățirea restului vegetare, vegetație uscate, domeniul public, acostament, drum. Primăvară, martie, aprilie, mai. Curățirea ardilor râurilor, lucrări de curățare a resturilor vegetare aflat pe marginea drumului comunale, curățirea spațiilor verzi, șansurilor, curățiri, lucrări de sezon, degajarea terenului de frunze și crengi, curățenie la Căminul Cultural Comunal, desfundarea manuală a pădețelor și a șanțurilor, curățarea curților, școlilor și a grădinților. Vara, iunie, iulie, august. Adunat și cosit iarba din șanțuri, menținerea în stare crescut, lucrarea spațiilor verzi, săpătură manuală în spații limită sub 1 m², lucrări de sezon, lucrări de întreținere, curățenie în perioada șanțurilor și a drumurilor laterale. Cosit resturi vegetale, colectat resturi tăiat arbuști. Toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie. Lucrări de curățire permanentă în comună, curățarea podurilor, podețelor, pregătit sistem de scurgere pentru sezonul rece, alte lucrări de sezon, lucrări de întreținere toaletată arbor și arbuști pe sectoare de drum în zonă, lucrări gospodărești, crăpat și clădit lemne de foc la unități publice, asigurarea de zăpezeni în zonele de acces greu. Cam ăștia sunt, eu zic că sunt foarte bine punctate pe sezoane, dacă și se face... Și pe hârtie sunt punctate bine. Foarte bine, acolo zic. Acolo, la terenul e mai... Acolo vedem. Noi fiecare an se aprobă, noi aprobăm asta. Cine verifică dacă se fac? Domnul consilier, dacă aveți ceva de... adăugat, aveți ceva... Câte persoane sunt în total acum? Cât s-au rămas? Beneficiar lucrării sau de bani. Deci cei care beneficiar sunt mai mulți, pentru că și persoanele care sunt vârstă și nu mai trebuie să presteze, nu mai trebuie să presteze muncă, dar până în 30 avem persoane care prestează. 30 de familii care pot presta muncă. Dar din astea 30, să știți că na, sunt persoane care... Adică noi încercăm să ne adaptăm la lucrările care le avem aici, bineînțeles. Când a fost sezonul de lemn, am încercat să facem cât posibil și la școli să ajutăm. Când a fost de curățat, tot la fel, am mai încercat tot așa, prin comună, pe la biserici, prin cimitire, prin zona Ghimeșului, știți foarte bine, am încercat să ne folosim de cine avem. Astea sunt la terenul de fotbal, de exemplu. Și la terenul de fotbal. Aș vrea să știu și eu, dacă se poate, domnul președinte. Compartimentul de social, de asistență socială de la noi, în ce măsură poate să facă trierea? Că eu îmi face impresia că sunt persoane care fac mici activități de construcții chiar în tot cursul anului și la negru încasează bani. Se încasează bani la negru și el vine și mai beneficiază, are asigurare medicală și asigurare plus că mai încasează de la primărie. Deci pot să dau și numele, că e cazul. Eu vreau să vă spun în completare ceva. Și vorba de Iva Cioni. Dacă îmi permiteți un pic să completez. Iva Cioni și aș vrea să știu să vină sus domnișoara sau domnul. Dar permite să vă dau eu, vă pot da răspunsul, că eu am în evidență persoane care prestează serviciu. Ideea în felul următor. Deci persoana atât timp cât a venit și și-a îndeplinit zilele care avea făcut de făcut în folosul comunității. Nu e așa. Mă ascultați până la capăt. Și-a îndeplinit zilele. Deci, pe urmă, eu nu mai am obligația să mă duc să-l controlez ce face. El dânsul că... Așa, dar eu am pus problema aici vis-a-vis de compartimentul ăsta care dă niște bani. Nu că el face o muncă aici. Deci el vine să facă o muncă pentru banii ăia. Da, pe tocmai asta. Deci dar dacă el câștigă bani separat din asta și nici nu e înregistrat la fisc pentru treaba asta, atunci de asta cine
El nu plătește impozit pe salar, el încasează bani de la oameni și așa mai departe. Adică cu ce? Cum adică încasează? Păi dacă el lucrează la negru. Dacă el lucrează la negru și el beneficiază și de ajutor social, cum? Vi se pare corect? Domnule, te-am eu zic că... Deci nu, mie nu mi se pare că, o persoană la ajutorul social are dreptul și la o adaptare. De deci ani de zile sunt... face adaptare, lasă. Deci noi nu l-avem de ani de zile. De ani de zile se adaptează. E adaptat. Depinde și de situația lui, mai mai greu, familie, poate de ani de zile. Așa. Bine, mai are cineva, domnule consilier, de... Eu zic că nu e o problemă care ar trebui. Avem alte probleme mai dificile. Nu e vorba, dar eu atâta vreau să stau, dacă el lucrează la negru, să nu mai beneficieze de ajutor social. Da, am înțeles. El să meargă să-și plătească ca orice care, să-și plătească vechime, asigurări sociale, că el încasează bani, așa cum se face. Nu vine la primărie să-l susțină primăria și... Dar despre cine este vorba? Aici e vorba de o persoană care o știu eu, Ivaciun. Ivaciun e un mărunțel așa, meseriaș. De la Gimeș? De la Gimeș? De acolo, pe la Săgan, pe la... Din zona din Roma. Din Roma, da. Bine, domnilor, dacă nu aveți alte discuții pe tema... Deci asta chiar mă interesează, în mod personal, să știu cum e. Ar supune la vot. Cine e pentru? Și cineva? Să presteze, domnule. Cine e împotrivă? Cine se abține? Deci eu sunt pentru, dar cazurile astea să fie triate de așa manieră încât să nu. Am înțeles, domnule. Să nu. Trecem la proiectul numărul 6. Da. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea de ajutoare materiale familiei domnului Rusu Gheorghe, a cărui șură a fost afectată de incendiu. Având în vedere raportul de specialitate numărul 242 din 16.01.2020, întocmit de către compartimentul de specialitate cadru UAP din Șmăget, privind acordarea de ajutoare materială familiei domnului Rusu Gheorghe, a care șura a fost afectată de incendiu. Referatul de aprobare numărul 243 din 16.01.2020 a primarului... privind acordarea de ajutor material familiei domnului Rusu Gheorghe, a cărui șură a fost afectată de incendiu. Cererea numărul 8127/19/12/2019 a domnului Rusu Gheorghe, domiciliat în satul Lovăniș, numărul 407, în comuna Gimeș-Făget. Potrivit prevederilor ordonanței urgente numărul 109/2011, privind codul administrativ, articolul 28 din legea 448/2001, privind venitul minim garantat, republicată cu modificările și completările ulterioare. Articolul 41 și 44 din hotărârea Guvernului numărul 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice și aplicarea prevederilor legii numărul 448/2001 privind venitul minim garantat, republicată cu modificări și completări ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 129, articolul 136, articolul 139 și la articolul 196 aliat 1 litera din ordonanță de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ propune. Articolul 1. Se aprobă un ajutor de urgență a domnului Rusu Gheorghe cu domiciliu satul Lovăniș numărul 47, comuna Gimeș-Făget, în vederea refacerii șurii distruse de în urma unui incendiu, constatând în materiale nos cu titlu gratuit în cantitate de 30 metri cub lemn de lucru rășinoasă. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios. Articolul 3. Primarul comunei Gimeș-Făget, județul Bacău și Ocolul Silviu Gimeș-Făget va duce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Avem aici referat de aprobare, avem... Da, dacă îmi permite da, cererea, vă rog, domnul viceprimar. Când a fost incendiul acesta... Cum? Da, vreau să vă spun, când a fost incendiul acesta, a participat echipa noastră de voluntari și... Ce s-a putut face? Adică s-a stâns, că la un moment dat s-a stabilizat focul. A fost vorba despre, era o perioadă de ploroasă și a fost un trăsne, de la un trăsne s-a aprins.
și n-a mai venit echipa de pompieri. Și de asta zic, deci dânsul de, a avut paguba. S-a făcut un proces verbal atunci. De nu, deci avem, avem ăsta noastră, confirmarea noastră de la primărie. Mai are, cine, e... mai are cineva ceva de adăugat? Totuși să existe un proces verbal de constatare. Da, pe punem noi de la, din partea lor. În ce proporție? Trebuie să aibă și... Fața deci nu s-a mai putut... Nu s-a mai putut salva, deci s-au salvat. Trebuie să fie și un proces verbal de la ISU, mi se pare. Pare? Proces verbal de la ISU n-a fost. V-am spus că ISU n-a mai fost, am fost numai noi. Atunci din partea primăriei să se depună un proces verbal. Deci dânsul a dat o declarație, dânsul a dat o declarație prin care... Asta este o declarație. Dânsul a dat o declarație și noi am acceptat. A dat o declarație, a depus o cerere. E suficient. Dacă aveți ceva de comentat... Am înțeles, dar... Proces verbal de constatare nu e mare. Dânsul prin declarația asta confirmă ceea ce s-a întâmplat și problema aia. Domnul viceprimar, nu e mare lucru. Un proces verbal de constatare se poate face și se adaugă. Cine e pentru, domnul? Cine se abține? Domnul Gurea. În conflict cu Sova. Da. Mi-e place de conflict de interes. Bine, mulțumesc, domnule consilier. Trecem la punctul 7. Putem trece la punctul 7, domnul consilier. Putem trece la punctul 6. 7. Putem trece. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii paliștelor aflate în domeniul privat al comunei Gimeș-Făget. Aici e problema. Ce se întâmplă? Se poate? Bun. Având în vedere raportul 239 din 16.01.2020, întocmit de compartimentul achiziții publice, referatul de aprobare numărul 240 din 16.01.2020, reprezentat de primarul comunei, potrivit prevederilor articolul 9, aliniatul 2, din ordonanța de urgență numărul 34.2003, 13 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștelor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funiciar numărul 18 pe 1991, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 86 2014 cu modificări și ulterioare. Articolul 6 din hotărârea Guvernului numărul 1664 pe 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34 din 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștelor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funiciar numărul 18 pe 1991. Anexa numărul 2 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale numărul 47 pe 2003 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafațelor de pajiște aflate în domeniul public, privat al comunelor orașelor respectiv al municipiilor. Articolul 1777 din Codul Civil, în temeiul prevederilor articolul 129, articolul 136, articolul 139 și articolul 196, aliniatul 1, litera din ordonanță de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul, codul administrativ. Propune. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin licitația publică și strigare a pajiștelor în suprafață de 618,39 hectare în domeniul privat al comunei Gimeș-Făget, cuprinse în anexa numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă regulamentul privind regimul închirierii pajiștelor aflate în domeniul privat al comunei, conform anexei numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul numărul 3. Tariful minim de pornire la licitația pentru închirierea pajiștelor aflate în domeniul privat al comunei va fi de 100 de lei per hectar per an. Articolul 4. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea pajiștelor aflate în domeniul privat al comunei, conform anexei numărul 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se desemnează din partea Consiliului Local ca membri în Comisia de Evaluare și atribuirea contractelor de închiriere următorii consilieri locali. Aici, acum ar trebui să
citesc proiectul, citesc și restul și după aceea cred că trebuie să votăm o comisie din partea Consiliului Local. Articolul 6. Se împuternicește primarul pentru organizarea procedurii de licitație, semnarea contractelor de închiriere. Articolul 7. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios administrativ. Articolul 8. Cu aducere la îndeplinirea prezenței proiect de hotărâre, răspunde viceprimarul Comunei Ghimeș-Făget. Aici avem vreo 34 de pagini, care, dacă ziceți dumneavoastră, le citesc pe toate, dar eu am hotărât ca să citesc niște articole mai principale, care esențial, dacă sunteți de acord și dumneavoastră. Referat de aprobare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiște la plaj în domeniul privat al Comunei Ghimeș-Făget. Având în vedere articolul 9 aliatul 2 din ordonanța de urgență numărul 34 pe 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștelor permanente și pentru modificarea și completarea legii Fond Forestier Funciar numărul 18 pe 1991 adoptată cu modificările și completările prin legea numărul 86 din 2014 cu modificări ulterioare. Articolul 6 din hotărârea de Guvernului, numărul 1064 pe 2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului. Asta știm, știm. Bun. Asta știm. Nu vă mai. Treceți mai departe la, la esență. Raportul, la esență. De, raportul de specialitate, cred că și asta vă interesează. Condițiile în care poți să participi la licitație. Pentru că aici ai... Atunci haideți să la regulament, domnul. Aici la regulament. Aici aș citi, numai două rânduri. Astea? Dar două rânduri unde încheie contracte de concesiune închiriere în condiții legii pentru suprafața de pajiște disponibile proporțional cu efectivă de animale deținute în exploatație pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Asta e conform articolul 362 din ordonanța de urgență numărul 57 per 2019. Încărcătură minimă de... Imediat. Aici avem și... La hectare. Zero. Numai puțin și după aceea putem discuta. Le avem lista, lista pajiștelor propuse pentru închiriere aflate în domeniul privat al comunei. Aici e vorba de niște trupuri, Aldomaș, Muhoș, Fundoi, Curmătura, Fața Răchitișului, Străteni, Turceni, Tărăuș, Stânișoara, Runcu. Asta e din anii trecuți, dar cred că aceeași puncte cu mici modificări. La Muhoș unde? Că Muhoș e prins la fond forestier, eu așa știu. Nu tu. E vorba de... Domnul consilier, vedeți că legea prevede că și pășunea împădurită cu o consistență de 0,4 se consideră pășune. Da, dar problema este, stați un pic așa, că fondul forestier e fond forestier și pășunea împădurită e pășune. Eu vorbesc de pășune. Că la Muhoș, aici avem fond forestier. Domnul Orteanu, eu cred că asta se clarifică. Eu am înțeles că se face și amenajamentul se clarifică. Se dorește schimbarea unor suprafețe de pășune împădurită cu suprafețe care le au ei. Nu se poate, legea așa ceva nu permite. Nu permite. Nu se mai poate scoate din fond forestier. Niciodată. Și de introdus, legea spune că care e pășune, nu se poate face cu un forestier, dar se poate cu multe demersuri și așa mai departe. Hotărâre de guvern. Numai dacă faci luciu de apă. Da. Dacă faci luciu de apă, atunci pot. Hotărâre de consiliu. Da. Merg puțin mai departe, atunci citesc și aici vreo 2-3. Regulament, dacă vă interesează și cred că vă interesează, calitatea de locatar poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, ori membrii aparțin persoane juridice care dețin animale înscrise în RN. Noi? Aici pot să intervină, Leon? Da, poftiți, domnule. Aici am trecut noi punctul ăsta, dar foarte bine, cine are animale în registru național. De la
de la doamnă. Dar fiți atent, sunt niște probleme aici la nivel de comună, care au animale numai pe hârtii. Ce facem cu aia? Fiți atent aici, de exemplu, efectivul de animale momentan la doamna medic veterinar, cât este doamna? E 2000. Cât? Aici e de animale mari, sunt 2028. No, din asta eu pun, eu cred că numai sunt... Da, nu avem numai 30%. Asta putem... Real, real. Și dacă vine omul, de exemplu, cu un efectiv de animale, cu hârtie, că avem, am 50 și de fapt are 5 bucăți, ce facem cu aia? Domnul consilier. Da. Noi nu putem face nimic, că el scoate de la medicul veterinar, aduce un act care trebuie să răspundă medicul veterinar, nu consiliul local. Deci, dacă medicul veterinar îi scoate din calculator că am 10 animale, el trebuie să răspundă pentru asta. În urmare, medicul veterinar trebuie să verifice la fiecare domiciliu câți animale sunt. Dacă medicul veterinar ne aduce că tutare X are 15 vaci, ea trebuie să răspundă. Dar aveți foarte mare dreptate cu răspunderea. Nu-i nicio problemă. Dar știți unde intervine problema? Vine omul respectiv cu 15 bucăți de animale, de fapt are 3. El o să negocieze sau o să liciteze pentru 15 animale. Și omul de rând care are numai 3 sau 4 animale și e real, pentru ăla nu o să rămâne suprafață eligibilă. Și atunci cu aia ce face? Bun, domnul, ce părere aveți dumneavoastră? Atunci ce, cum să fie făcut? Că legea scrie așa cum scrie. Da, legea da. Nu putem noi modifica corect, da. Ce părere aveți dumneavoastră? Eu, părerea mea e că dacă există un registru național de evidență pe animale, ăla și există pe o trasabilitate și o circulație a animalelor vii. Care se există, fiși F1, F2, F3, domnule, alea sunt... Tot aceea. Păi da, aia nu are cum să fie lista, aia nu are cum să fie falsă. Deci aia trebuie să fie reală. Pentru că există o evidență în Registrul Național a efectivelor de animale. Și pentru animale trebuie să plătească impozit, pentru vaci mai ales. Asta, sub poziții din astea, că are cineva pe hârtie sau are cineva, nu are cum să fie, pentru că oricine legal, își dă seama că... Legal nu are cum să fie. Legal n-ar trebui să legal, n-ar trebui. Se poate obliga orice persoană care vine la licitație să dea o declarație pe propria răspundere. În care să specifice efectivul de animale pe care îl dețin și pentru care solicită... E specificat. E specificat aici. Poate la registrării persoanei. Domnule viceprimar, ar trebui să ne uităm un pic unde n-a fost curățat, părea să nu mai depune dosar. Păi, așa și se poate. Persoanele respective care au luat prețul și nu l-a curățat, acum nu e voie, nu e... N-ar trebui lăsat să trebuie verificat un pic pe teren. După hotărârea asta de Consiliul Local, a fost omită o comisie din care vom putea face parte. Deci, ideea e, putem să ne implicăm direct... Ba da, e o chestie că noi suntem în măsură să analizăm lucrul ăsta. Deci, ce discutați dumneavoastră prevederea? Da, în atribuțiunea comisiei respective este și deplasarea la teren. Dar de ce n-ar fi? Păi, dar este prevede legea. Dar de ce n-ar fi? Formarea unei comisii care verifică anual. De două ori pe an. O comisie care verifică păsările, legea prevede. Asta a zis că vă citesc. Dacă se respectă clauzele din contract. Deci ce prevede contract? Veterinarul nu de cărți. 100% răspunde. Și acum nu se mai merge cum am și auziți. Deci indiferent cum se pune problema de curățat, curățatul ar trebui să fie în așa fel făcut, încât cu ce rezultă în urma curățatului, cu tufele cu care se curăță, alea să fie debarasate de pe suprafață, de pășune. Deci alea să fie debarasate, efectiv, nu puse grămadă. Pentru că diminuează suprafața eligibilă.
Domnul Teamu, v-am spus, se va întorca o suprafețe de teren unde e greu să ne devărasești, nici mai unde să vedem. Ce să fac? Deci trebuie căutată tehnică sau modalitate. Trebuie tehnică, nu e nevoie. Trebuie tocate, trebuie tocat. Ce nu pot să fac? Trebuie să duci mașină de tocat acolo să toci. Bine, domnilor, ultima soluție care ar fi o soluție de curățat pășune, știți care e? Adică pășunile se împarte către proprietari gratis și subvenția să vie la primărie și din banii primăriei să se facă curățirea pășunilor. Ăsta e cea mai... Dar nu știu legea. Dar cum să nu? Adică da, Consiliul Local în primărie trebuie să avem o asociație care face contract. Și face contract, dar momentan noi așa ceva nu avem. Primăria nu are asociația. La Lupca așa e. La Lupca așa este și funcționează. Ba intră la primărie, primăria curăță pășunile, primăria face asociație. Adică pășunea respectivă, dacă se dă 10 hectare, nu trebuie să plătești, îți dă pe gratis, dar subvenția intră, dar asta nu e legal. Asta nu e legal. Pentru că acolo e stipulat în... Doar că se scoate la ceva. E stipulat că beneficiarul este proprietarul de animal. Beneficiarul subvenției. Zevent, subvenție. Deci nu are cum primăria. Păi tocmai aici ai treaba. Domnul, la subvenție. Am avut eu cazul direct. Subvenția e pasul următor care omul are. Vrea, îl face. Ideea lui dacă e oportunitatea lui. Da. Nu. Am avut eu direct și m-am dus. Pe ce? Primăria din banii care încasează pe subvenție? Pe subvenția încasează cineva. Nu, se poate. Deci omul numai pe chirie, deci noi primăria numai pe chirie subvenția, e omul dacă vrea să duce să ia subvenție, dacă nu. Ai alegerea lui. Nu e obligat. Nu e obligat nimeni. Rectorul cu o cerere poate nu, să... Te-au cu treabă. Nu tu răspunzi, tu ceri, tu răspunzi. Nu avem noi treabă cu angajamentele care și le ia el pe urmă pentru apă. Pentru apă. Alea sunt angajamente luate de el personal, nu de către noi. Dacă te interesează. Nu se curăță. Dacă permiteți, mai citesc câteva articole și după aceea sunt... Dar asta e treaba. Toate cerințele care le face primăria către persoane trebuie să fie de așa manieră făcute încât să nu implice niște probleme pentru cel care va fi beneficiat de subvenție. Domnul consilier, dacă prevăzute. Domnul consilier, dacă permite să mai citesc câteva articole, după aceea dezbatem și spunem aprobării cine și dacă sunteți de acord să continuăm. Anual până la data de 1 martie, compartimentul cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Timiș-Făget verifică încărcătura de animale, hectar, contract și se stabilește disponibilul de pajiști care fac obiectul de închiriere ulterioare. Articolul 3. Orice persoană crescător de animal, persoană fizică sau juridică interesată poate înainta o cerere de închiriere, cerere care va fi înregistrată și analizată de către compartimentul cu atribuții de specialitate în cadrul aparatului de specialitate a primarului. Cererea de închiriere trebuie să fie însoțită de dovada înscrierii animalelor pentru care se solicită închiriere în Registrul Național al Exploatăților. Și aici mai trec puțin mai încolo. Și în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație, nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile pentru fiecare lot, locatorul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație pentru loturile respective. Negocierea directă. Locatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație, nu a fost depuse de cel puțin 2 oferte valabile pentru fiecare lot în parte. Punerea la dispoziția persoanei interesante care a înaintat o solicitare în acest sens, au un exemplar din documentația de atribuire pe suport de hârtie și sau pe suport magnetic. Aici le scrie, scrie toată procedura de licitație și apoi mergem aici la
pentru persoane fizice, de exemplu, ce acte, ce documente trebuie să depună pentru licitația pășunilor. Copie după actul de identitate, dovada înregistrare persoanei fizice la Registrul Național al Exploatațiilor și deținerea exploatației pe raza administrativ-teritoriale unde se află pajiștea achiriată, precum și adeverință de la medicul veterinar de circumscripție privind codul de exploatație, locul exploatației și numărul de animale deținute la data de punere oferte pentru fiecare trup de pășune în parte solicitat spre închiriere. Dovada deținerii de exploatare a unei încărcături minime de 0,3 UMV hectar și maxim de 1 UMV hectar pentru o suprafață solicitată. Certificat fiscal privind plata obligațiilor către bugetul local, eliberat de către compartimentul impozite și taxe în cadrul primăriei în cărei raze teritoriale activizează ofertantul, din care să reiese că ofertantul nu are obligații restante la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor în originar sau în copie legalizată. Adeverință de la Registrul Agricol Primăriei Comunei Timiș-Făget cu numărul de animale înscrise în proprietatea ofertantului. O fișă de informații privind ofertantul, formularul F1, declarație de participare semnat de ofertant față de ofertant fără îngroșări, stresături sau modificări, formularul F2. Acte doveditoare programul de pășunat, bineînțeles, ăsta conținut programul de pășunat pentru perioada preluării în folosință a suprafaței de pește solicitată conform prevederilor capitolul 4.8 din ordinul 226, care îl și cunosc. Acte doveditoare pentru intrare în posesia caietului de sarcină chitanță, trebuie plătit acolo. Acte doveditoare privind taxa de participare la licitație chitanță, trebuie plătit acolo. Dovada plății garanție pentru participare de 2% în valoarea minimă a chiriei pe 7 ani, în cuantum stabilit în caietul de sarcină. Declarație pe propria răspundere privind măsurile de protecție a mediului pe care persoana fizică le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de închiriere, formular F3. Fiecare document de ofertă va fi numerotat, semnat și ștampilat de fiecare pagină de reprezentantul autorizat al ofertantului. Comisia de evaluare. Comisia de evaluare este alcătuit dintr-un număr impar de membri care nu poate fi mai mic de 5. Articolul 2. Fiecare dintre membrii Comisiei de Evaluare îi se poate desemna un supleant. Comisia de Evaluare este alcătuită din reprezentanța aparatului de specialitate ai primarului Comunei Timiș-Făget în număr de 3 și din membrii ai Comisiei Locale număr de Comunei Timiș-Făget în număr de 2. Adică se poate 5, 7, 9, se poate face o comisie și din mai mulți. Componența Comisiei de Evaluare, membrii acestuia, precum și supleanții lor, se stabilesc și sunt numiți prin dispoziția ale primarului pentru reprezentanția aparatului de specialitate al primarului Comunei Timiș-Făget și prin nominalizare de către Consiliul Local pentru membrii Consiliului Local care fac parte din Comisia de Evaluare. Președintele Comisiei de Evaluare este numit de primarul Comunei Timiș-Făget. Secretarul Comisiei de Evaluare este numit de primarul Comunei Timiș-Făget. La ședința de deschidere al ofertelor participă membrii Comisiei de Evaluare și reprezentanții puternici al ofertanților și se finalizează printr-un proces verbal semnat de membrii Comisiei și Evaluare și reprezentanții puternici ai ofertanților prezenți la ședință. Reprezentanții puternici ai ofertanților prezenți la ședință primesc o copie a procesului verbal. Fiecare din membrii Comisiei de Evaluare beneficiază de câte un vot. Deciziile Comisiei de Evaluare se adoptă cu vot majoritar al membrilor. Membrii Comisiei de Evaluare sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere după termenul limită de depunere a ofertelor care se va păstra în dosarul închirierii. În cazul de incompatibilitate, președintele Comisiei de Evaluare va sesiza de îndată pe locatar
despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanți. Domnilor, mai sunt aici. Pasul la licitație prezintă 10% din prețul de pornire stabilit de locatar. Locatarul este obligat de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul, a cărui ofertă a fost stabilită. Stabilită ca fiind câștigătoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data realizării comunicării către ofertant. Locatorul are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertanți. Nu au dreptul să fie implicate în procesul de licitație, evaluare ofertelor în următoarea persoană. Soț, soție, rudă sau afin până gradul al patrulea, inclusiv cu ofertantul, persoană fizică sau juridică. Persoanele care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de licitație, verificare, evaluare a ofertelor. Zice că contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministerului Agriculturii de Dezvoltare, numărul 47/2003 și Ordonanța de Urgență numărul 34/2013, aprobată cu modificări și completări, legea 86/2014 cu modificări ulterior, pentru o durată de 5 ani, începând de la data semnării lui. Locatarul încheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 5 zile lucrătoare de la data realizării comunicării cereri ofertanți. Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii termenului prevăzut al alineatul 1 poate atrage plata daunelor interese de către partea culpă. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere poate atrage după sine plata daunelor interese care sunt egale cu valoarea garanției depuse odată cu oferta. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar prin reziliere de către locator cu plata unui despăgubiri în sarcina locatarului în cuantum de 30% din valoarea chiriei anuale. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului, în cuantum de 30% din valoarea chiriei anuale. Domnilor, în mare, sunt pe multe aici, avem și contractul cadru, avem și caietul de sarcini. Dacă... Facem contractul pe 7 ani? Nu, 5 ani. Dar nu, e obligatoriu de la 7 până la 10 ani. Nu, adică de Consiliul Local hotărăște. La 7 mini. Referitor la... 7 mini. Scrie acolo, 7 mini. Cine vrea să... E o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. 10 ani. Deci are 2 ani de conversie și încă 5. Deci 7 ani. După peste 5 ani, dacă se încheie contractul. Pentru ce conversie? De exemplu, cine solicită sprijinul pentru APIA pentru ECO. Dar n-ai cum pe pășune să solicită, că nu poți să faci altfel cu ce mărea. Bine, domnilor consilier, cam ăsta e mare. Dacă aveți dumneavoastră... Aveți dumneavoastră întrebări, poftiți, domnilor, vă rog. Aici aș avea niște întrebări și niște lucruri speciale. Să clarificăm niște lucruri. Perioada de înscriere, când o să fie și prin ce intermediu o să fie anunțat oamenii să vină să se înscrie? De exemplu că oamenii ne întreabă când o să fie, când trebuie să vină, cum o să anunțăm, fiecare lot în separat sau la aceeași loc, când o să... Care o să fie procedura asta? Data, de exemplu, înscrierilor. Că aici s-a auzit ce trebuie să aducă. Aduce de la medicul de veterinar, certificatul fiscal, cu buletinul și cu 100
40 de lei sau cât este garanția, vine și depune dosarul. Când? De la ce dată până la ce dată trebuie să depunem? Să punem anunțul pe site. Și se ar trebui, și ar, nu ar trebui să anunțăm și prin intermediul preoților. Așa se procedează și atunci oamenii o să știe exact din ce dată până în ce dată poate să vină să depună cerințe. Și încă o întrebare. Acum o să avem, cât avem, ce a zis Apiat, 618 hectare eligibile. Asta cum o să împartem? Cât o să avem pe cap de animal? Deci nu se împarte, se scoate la licitație dacă... Da, da, dar bine, dar eu vin, de, eu vin cu 20 de animale. Legea scrie minimum 0,30 uber și maximum, maximum 1. Între 30. Dacă ai 10 animale, trebuie să licitezi minimum 10. Deci 0,3, ca să facem contraducere, o vacă la 3 hectare. Numai un pic. O vacă la 3 hectare e 0,3. Așa, invers. Da, e 0,3. O vacă la un hectar e un UVM. Exact. Atâta maxim. Se permite. Exact. Între 0,3. Deci pentru un hectar îți permite să ai 0,3. Adică vițelul are 0,4. Depinde de vârstă. Pe UVM. Ovine, 6,6 UVM. Adică 6 cap, bucăți. 6,6 cap. Eu am înțeles, aici nu e o problemă ce scrie în lege, nu e nicio problemă. Aici este problema că nu o să avem atâta suprafață, dacă luăm după lege, câte animale avem. Și atunci ce o să facem? Pe ce criterii alegem? Pentru Bocii Domn și pentru Iuri Nudă. Care e diferența? Sau cum se face? Licitează, pentru cine licitează mai mult, dă la ea. Care dă mai mult. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. De cine dă mai mult, dă la ea. Domnul consilier, domnilor consilier, haideți. Mulțumesc frumos. Lăsați, deci nu mă opriți să mă ascultați. Pentru de ce ai licitat? Domnul Oltean, haideți să ne aruncăm, să nu aruncăm cuvintele. Haideți să spunem despre ce e vorba. Avem suprafețe de pășuni eligibile pe blocuri fizice. Blocurile fizice respective, să cam știu oamenii care au fost pe fiecare bloc fizic. Da, corect. Când se va scoate la licitație, mai mult bănuiesc sau am încrederea că vor veni persoanele care sunt în zonă, pe blocurile respective și se va face procedurile legale ca să... Deci m-ați înțeles ce vreau. Aici am vrut să ajung. De exemplu, eu între timp, eu n-am fost crescătora de animale. Între timp, în ăștia 5 ani expirați, am luat 50 de animale. Nu? Am devenit fermier ca mare sau nou sau nu știu cum să explic. Pentru mine, dacă am 50 sau 100 de animale, îmi merită să dau 900 de lei, merită să dau la licitație 200 de lei pe hectar. Și atunci omul de rând care... cu ani de zile, adică 30, 40, 50 de ani din blocul fizic respectiv, a pășunat acolo, ce o să facă cu vacile respective? Îmi permit să vă spun că din suprafața de pășune a noastră mai vine în completare suprafața de pășune care aparține persoanei fizice. Noi avem aici animalele pe toate, adică toate, la număr, pe toată comuna. Și v-am spus, mă repet, eu am încrederea că vor veni pe blocurile fizice persoanele care au avut și până acum suprafețe date în chirie și vor veni și vor licita, adică vor licita și vor face procedura conform legii. Persoane care sunt încă deținători de animale. Că da, sunt persoane care au pășune, da. Mai sunt deținători de animale. Am înțeles. Încă o întrebare. Acum a zis că APIA ne-a trimis 618 hectare eligibile. Acum 5 ani, care era suprafața eligibilă din totalul pășunilor din comuna Dimeș-Făgeta? Până în 800 a fost, dar nu a fost, deci vă spun cum a fost atunci.
a fost cuprins în zonele eligibile, chiar dacă era zonă, zonă forestieră, dacă a fost, de exemplu, ei au cuprins tot atunci. Deci ne-au dat suprafețele eligibile, dar dacă bucata aia de poiană, exact o poiană într-o zonă împădurită, ei o considerau eligibilă. Și noi atunci am luat totul, pentru că fiind și noi proprietari, cum ar veni și ai pădurii și astea, noi am luat totul atunci. Asta a fost, s-au mers pe 2013, 2012, 2013, atunci au fost date suprafețele. Acum când au venit, am avut două teledetecții, dar să știți că n-am ieșit rău nici la teledetecții, s-a diminuat, dar diminuarea asta a intervenit și problemele astea care le-am spus. Avem zonele, nu pot să fie eligibile. De aia pun întrebări din genul ăsta, că totuși trebuie să avem grijă să primească toată lumea. Adică, cine are animale? Și cine curăță? Eu mă sfătuiesc să facem parte din comisie ca să putem lua deciziile corecte. Auziți ce a zis doamna secretară, foarte corect. Cine curăță, cine are animale și cine nu are datorii la bugetul local. Deci să n-aibă datorii la bugetul local. Asta trebuie să audă fiecare care chiar aude. Domnilor consilieri, dacă îmi permiteți, înaintea de a vota proiectul redat, vă propun 10 minute pauză. Căldură, poate trebuie să mergeți în altul. De la 10 minute pauză și continuăm. Da, domnul președinte. Sunteți de acord. Reluăm discuția la proiectul de hotărâre privind adoptarea închirierii pajiștelor aflate în domeniul privat al comunei Ghimeș-Făget. Și trebuie să desemnăm din partea Consiliului Local ca membrii Comisia de Evaluare și Atribuirea Contractelor de Închiriere doi consilieri. Primul și în primul rând supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștelor aflate pe domeniul privat al Comunei Ghimeș-Făget. Cine e pentru? Pentru închiriere. Da, da. Pentru proiectul de hotărâre privind închiriere. Da. Cine e pentru? 2, 7. Acum supun aprobării doi consilieri. Cine se abține? Cine e împotrivă? 5 abținere. Aici neapărat, doamna secretară, scrieți pe nume. Abținerile. Și abținerile. Abținerile, că cine au fost pentru nu contează. Nu contează. Sau contează. Și el a dat scrieți procesul verbal și abținerile. Dar păi proiectul de hotărâre ăsta nu are legătură. Poate să fie toată lumea de acord cu adoptarea proiectului de hotărâre. Nu am discutat treaba asta, revin tot la proiectul cu comisia. Să fie desemnată din partea Consiliului Local ca membri în Comisia de Evaluare și atribuire de închiriere următorii consilieri. Vă rog să propuneți consilieri pentru Comisia de Evaluare și Atribuirea Contractelor de Închiriere. Vă rog frumos, propuneți. Propun pe doamna Antar. Doamna Antar. Cine e pentru doamna Antar? Avem. Următorii. Propun pe domnul Ieșan. Ieșan Gheorghe. Cine e pentru domnul Ieșan Gheorghe? Încă doi domni consilieri. Eu propun pe Gheorghe. Pe domnul Viorel, Oltean Viorel numărul 3. Cine e pentru? Doi pentru. Ne opunem 4. Suplean. Și eu îl propun pe domnul Floț. Nu. Domnul Oltean. Suplean. Cine e pentru domnul Oltean? Pentru? Da. Cine e împotriva? Deci Oltean Peter Suplean și Oltean Viorel, da? Da, Suplean. Cine e împotriva? Cine se abține? Deci aici se știe că nu poate să participe dacă sunt și rude. Atunci asta următorul pas, aici am terminat cu proiectul de hotărâre. Suntem membrii comisiei. Suplean.
Apoi, apoi, bine, dacă poate se pune, se pune 7, din 5, apoi poate să se comisie, să mai discutați dumneavoastră, că se poate, se poate, se poate, se poate, se poate, se poate, primar poate să discute. O întrebare, numai o întrebare. Deci, de exemplu, și în comisie, dacă are conflict de interese, el nu, nu o să fie de acord să se abține. Nu? Se poate, dacă face parte din comisie. Discutăm treaba asta când ajungem acolo. Deocamdată am votat proiectul trecut. Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect, domnule consilier. Proiectul de hotărâre privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționare public și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Dimeș-Făget și al asistenților personal care se aplică începând din data de 1 ianuarie 2020. Având în vedere raportul de specialitate numărul 243 din 16.02.2020, întocmit de compartimentul de contabilitate, referatul de aprobare numărul 244 din 16.02.2020, prezentată de către primarul Comunei Dimeș-Făget. Avem aprobarea comisiei, nu? Avem aprobarea comisiei, avem lângă ei, avem anexele, nu avem, avem. Funcționarii publici și apoi personalul comunal. Da, este. Da, avem anexele și potrivit prevederilor legii cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificări și completări ulterioare. Ordinul de urgență numărul a guvernului numărul 1/2020 privind unele măsuri fiscale bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Hotărârea Guvernului numărul 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principalelor generale de ocupare a unui post vacant sau temporal vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificări. Legea 53/2003, Codul Muncii cu modificări și completări ulterioare. Ordinul de urgență a Guvernului numărul 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificare. Hotărârea Guvernului numărul 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază venit brut pe țară garantat în plată. În temeiul prevederilor articolul 129, articolul 136, articolul 139 și la articolul 196 aliniat 1 literat din ordinul de urgență, ordonanță de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ. Propune. Începând din data de 1.01.2020, se aprobă coeficienții în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcțiile publice în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Dimeș-Făget, conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Începând din data de 01.01.2020, se aprobă coeficienții în vederea stabilirii salariilor de bază pentru personalul contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dimeș-Făget, conform anexei 2 la prezentul hotărâre. Articolul 3. Începând cu data de 01.01.2020, se stabilesc salariile de bază ale asistenților personal și indemnizațiile persoanelor cu handicap, ținând cont de faptul că se majorează salariul de bază minim brut de țară, garantat cu plata cuantum de 2230 lei lunar. Salariile de bază se stabilesc prin înmulțirea coeficientului aprobat prin hotărârea Consiliului Local cu salariul minim brut pe țară, garantat în plată pentru anul 2020 și anume suma de 2230 de lei. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil și de contencios administrativ fiscal, potrivit prevederii legii 554/2004. Doamna secretară, vă rog să... Să prezentați. Să prezentați. Despre ce-i vorba ca să... Atât. Prezentați și după aceea trecem la discuții și... Așa cum ați citit și dumneavoastră, salariile se stabilesc prin înmulțirea coeficienților cu salariu minim garantat 2230. Doar la demnitari coeficienții rămân aceiași, stabiliți prin legea 153,
și înmulțesc cu salariul minim pe anul 2019, adică 2080. Ceea ce înseamnă că și indemnizația consilierilor locali se plafonează la nivelul anului 2019. Coeficienții au fost stabiliți astfel încât pentru aceeași funcție din instituție să fie același salariu. Și așa cum se vede la consilier, clasa 1, asta înseamnă cu studii superioare, gradul profesional asistent, coeficient de 2,35. La funcția de consilier, gradul profesional principal, un coeficient de 2,65, iar la consilierul superior, un coeficient de 2,67. La referentul de specialitate, clasa a doua, adică studii superioare de scurtă durată, avem un coeficient de 2,63, iar la funcția de referent, ceea ce presupune studii medii, avem un coeficient de 2,55, la care se adaugă treptele de vechime, gradațiile. Deci, în mare, nu s-au întâmplat mari diferențe și schimbări. Pe 2,230. Pe 3 ori, salariul. Doamna secretară, vă rog, cât a fost salariul înainte de 2019 și acum 2020? Ce diferențe? Diferența este de exact diferența de la 2230 la 2080. Da, deci se mulțește cu același coeficient. 200 de lei. Crește. Da. 200 de lei. 20. Da, deci sunt unde au fost 50 de lei până la 100 de lei. Crește. Crește salariul. Deci 50 sau 100. Domnilor, dacă coeficientul e 2,55, înmulțit cu salariul minim pe economie garantat, 2230. Rezultă un salariu, să spun, de 5241. Păi, de ajunge în mână. Păi, da. Păi, da, dar în mână. 2,6 ajunge în mână. 2,6. În mână, spuneți câte am mână. Păi cât? Impozitul total cam 47,5%. La acest salariu se mai adaugă și 6% de vechime. Da. Dar depinde cum au vechimea. Da, da. Și alte sporuri? Mai sunt? Alte sporuri. Avem spor de condiții vătămătoare, sporul de control financiar preventiv și sporul pentru proiecte. Și proiecte doar la funcțiile de demnitate publică sau și la restul membrilor care sunt? La funcțiile de demnitate publică și lui Victor. Care se ocupă 25%. Domnul consilier, mai aveți ceva de adăugat, ceva? Dacă nu, supun la vot. Cine e pentru? Iată, m-am supărat, adică la consilier deloc, nu? Cine e împotriva? Cine se abține? Domnul consilier, se abține. Și repede ridicat. Cum a zis el, viteza maximă. Domnilor consilier, dar legea nu am făcut noi. Gata. Mai da, da. Eu sunt puțin supărat. Supărat, dar e bine. Dă-mi bine. Dăm perioadă, îi dăm... Proiect de hotărâre privind numirea... Deci astăzi nu la pierdere. Domnul consilier, pot să citesc? Proiect de hotărâre privind numirea și numirea de administratori în Consiliul de Administrare a Regiei Publice Locale, Ocolul Sindic Nimeș-Făget. Având în vedere raportul de specialitate numărul 266 din 17.02, întocmit de către compartimentul de specialitate. Raportul final numărul 7.424 din 15.11.2019 al Comisiei de Recrutare. Referatul de aprobare numărul 267 din 17.02.2020 a primarului Comunei Nimeș-Făget. Adresa numărul 8444 din 16.12.2019 primită de la Ministerul Finanțelor Publice, prin care ia actul de candidații declarați, admiși ca urmare parcurgerii procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrare al Ocolului Silvic
Nimeș Făgeta era. Potrivit prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 109, privind guvernanța corporatoare întreprinderilor publice cu modificări și completări ulterioare. Legea numărul 111/2016 pentru aprobarea ordonanței de urgență Guvernului, numărul 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Hotărârea Guvernului numărul 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Hotărârea Consiliului Local numărul 50/3107, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație a Ocului Silului Gimeș Făget era din partea Ministerului Finanțelor Publice și Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale, Ocului Silului Gimeș Făget, Regia Autonomă. Continuați. În temeiul articolului 129, aliniatul 1 și 3, aliniatul 6, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Propune. Articolul 1. Se aprobă numirea de administratori în Consiliul de Administrare a Regiei Publice Locale Ocului Silului Gimeș Făget, Regie Autonomă, în urma finalizării procedurii de selecție a administratorilor pe o durată a mandatului de 3 ani și 6 luni, conform articolului 8, aliniatul 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 109, din 2011, durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit, începând cu data de 1.02.2020. Administratorii sunt Anton Andraș, membru reprezentant, în fine, îl iau de la Poturacă, mie, la membru, sau e președinte reprezentant. Ia să vedeți aici, că aici e. Citiți din nou, administrator. Da, administrator sunt Andrei Andraș, membru, reprezentant al autorității publice tutelare, specialist în silvicultură. Crăciun Georgel, membru, specialist în silvicultură. Jugaru Cornel, membru, specialist în management. Și Potoracă Mihaela, președinte, specialist în management financiar contabil. Deci, ăsta e domnul. Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii Regiei Autonome contracte de pactat care constituie anexa la actul administrativ pe denumire HCL. După încheierea contractelor de mandat se actualizează statutul Regiei Publice Locale Ocolul Silului Gimeș Făget era cu noi membri. Articolul 3. În termen maxim de 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrare elaborează și propune pentru completarea de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar. Articolul 4. Se împuternicește primarul Comunei Gimeș Făget, domnul Vimuș Gârvea, să semneze în calitate de reprezentant al Consiliului Local contractele de mandat. Articolul 5. Se aprobă mandatarea domnului Dic Căria, șef de ocol, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrul Comerțului Bacău. Articolul 6. Reprezentantul proiectului de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil contencios. Articolul 7. Primarul Comunei Gimeș Făget, județul Bacău și Regia Publică Locală Ocolul Silului Gimeș Făget era vor aduce la deplinire prezentul proiect de hotărâre. Avem referatul de aprobare, avem raportul de specialitate și avem comisia. Da, avem avizul. Avizul comisiei. Dacă aveți dumneavoastră să dezbatem proiectul, cine vrea să ia cuvântul? Asta a fost dezbatut destul. Atunci propun să votăm proiectul. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Următorul
lui diverse. Nu, 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 Asocierea încheierea unui contract. Da, aici avem. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de asociere a Comunei Gimeș-Făgeta, grupului de acțiune locală Valea Muntelui, în vederea depunerii și implementării proiectului FACE, Paseie, Pătale, Oituz, Gimeș. Înainte de să citesc proiectul, domnul... Dacă îmi permiteți, domnul viceprimar, nu am citit despre indicatorii oporului. Vreți să ne întoarcem să citim și despre indicatorii? A fost destul de zbătut, a zis domnul consilier. Dacă e voie, dacă e nevoie, mai citesc o dată, dar nu cred. Toată lumea e la... Domnul viceprimar, cu proiectul TACE, trasee montane... Păi, Gal Valea Muntelui, o demarat o acțiune și am reușit să fac un proiect de trasee montane, de drumeții pe jos și să stabilească traseul drumeții pe jos. E vorba de drumeții. E vorba de pe jos. Da. Deci s-a stabilit deja zona unde este, avem și harta, se vor pune indicatoarele specifice care sunt pentru drumeții, deci dacă cineva ajunge în zona aia și dă de cărare respectivă, băgă pe GPS... În comuna noastră cam pe unde trece? Păi, în comuna noastră ajunge undeva pe Târhăuș, spre zona Săului, dar ce vreau să vă spun, sunt șanse pentru... pentru a ne extinde și a stabili trasee noi, care vor fi incluse pe GPS. Era important ca să fim și noi cuprinși, că la un moment dat s-a stabilit un traseu fix. Ajungă, dar... Și vom și din... Nu, traseele astea se rapă prin păduri, prin ăsta, din cauza vânatului, din cauza altelor... Deci, permiteți-mi să vă spun, că deja s-au făcut demersuri din care în aceste drumeții și în acest proiect fac parte. Deci s-au amont, fac parte pompiere, deci e un proiect sărgit prin care nu putem să se dăm cu piciorul, pentru că în asta constă, la un moment dat, și dezvoltarea locală. Prin tot ceea ce înseamnă turism. Da, când avem înregistrat un traseu turistic, deja suntem în schema turistică. Deci traseul turistic e un turist. Să nu cumva să credeți că poate și fără asta nu umblă turiști pe zonă. Da, ai băgat GPS-ul și nu se pot întâmpla accidente de genul. Ne interesează să umble cât mai mult. Deci rătăciri și alte... Deja... Vă aduc la cunoștință că au fost duse discuțiile cu tot ce înseamnă ocoale, vecinate și chiar și cu amontul de pe raza noastră și de atât. E un proiect care, acum depinde cum îl vedeți fiecare, dacă e de bun augur. Deci deocamdată avem un traseu fix, deci ajunge până într-un punct. Din punctele respective, după aceea se poate fi curta. Da, menționați, cam pe unde trece. Eu de Gimeș, cetatea Racoții, 82-83, limita Palanca și Gimeș, Făgete, numirea traseului Gimeș, cetatea Racoții, altitudine maximă e 261 de metri, diferență de nivel, lungimea traseului este de 5,86 de kilometri, timp de parcurs 2-3 ore, grad de dificultate ușor, și aici scrie denumirea Drăun, Gimeș, Pășunea Gimeș-Făget, 82-84, pădurea privată folosind Gimeș-Făget, limita cu Pășune, 86 de Pășuni, proprietate privată, 87 de drumul comunal Gimeș-Făget, sfârșitul traseului. Cam asta e ce se vede aici. Dar acolo este o hartă care... Da, este aici. N-ați reușit să vă dați seama pe unde? Cred că pornește de la Gimeș, de la cetatea Racoții, merge pe Bilibocteatu și în spate acolo și intră mai exact pe Târhăuș, nu? Da, ceva de genul. Problema ar trebui extins, deci pe fundă de acolo cu pe Târhăuș sau ce... Păi, e important să... E alt gal. Se duce pe Biligoc sus pe, cred că la Gherenduș.
Intră la Berbeci, da, la Berbeci trece dincolo la... Dar deja pe acolo există o cărare. Astea sunt cărările vechi. Deja astea au fost... Au fost stabilite 150 de și se unește cu ăsta acolo, cu probabil acolo, în fundul camerei. Mai lucru nu trebuie făcut acolo, sunt niște trasee excepționale. Vreau să vă aduc la cunoștință că în colaborare cu tot ce existente au fost făcute. Deci nu se schimbă traseele existente, ci s-a luat la cunoștință. Cred că s-a verificat. Dar cum să nu? În temeiul prevederilor articolului 129, articolul 136, articolul 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ propune se aprobă asocierea Comunei Ghimeș-Făget cu grupul de acțiune locală Valea Muntelui în vederea sprijinirii reciproce în depunerea, contractarea și implementarea proiectului Facem Trasee Montane Oituz-Ghimeș. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat în termen de 30 zile la Tribunalul Bacău, secția 2 civil. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Aici avem referatul de aprobare și avem cam atât, referatul de aprobare. Supuneți la propunere. Domnule consilier, cine e pentru? Cine e împotrivă, cine se abține? Mai avem un proiect de hotărâre aici, ăsta acum s-a băgat să fost. Privind aprobarea, modificarea dacă tarifelor operatorului, înseamnă că pe ordinea de zi. Nu există și atunci mergem la diverse. Mai aș domnul cu partizile. O gătare de partidul. Da. Mai avem proiect de hotărâre privind completarea listei partidelor și aprobarea destinației modului de valorificare și a prețului de valorificare masă de masă, care va fi recordat începând cu data de 00/2020 de către Regia Publică Locală Ocolul Silic Ghimeș-Făget. În temeiul prevederilor articolul 129, articolul 136, 139 și al articolul 196 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ propune. Articolul 1. Se completează lista partizilor a masei lemnoase care va fi recoltată de către Regia Publică Locală Ocolul Silic Ghimeș-Făget începând cu data de 01/01/2020 conform anexei numărul 1 care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. 2. Se aprobă destinația, modul de valorificare și prețul masei lemnoase, care va fi recoltată începând cu data de 01/02/2020 de către Regia Publică Locală. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil și de contencios administrativ. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, și Regia Publică Locală Ocolul Silic Ghimeș-Făget era vor duce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Avem referatul de aprobare și avem partizile. Avem aici 8 partizi în volum. Avem o partidă cu numărul curent, avem o partidă de curățiri cu 19 metri cub de gerenduș. Avem accidentale, unul cu 66 de metri cu anul mare. Avem încă o partidă de curățiri cu 24 de metri cu rusărat. Avem accidentale, unul cu 84 de metri cu pe culmea lui Mihai. Progresiv definitive avem 475 de metri cu pe tărăuș. Accidentale 2, grup de tractor. Undeva s-a făcut un grup de tractor, 85 de metri cub pe berbeci și accidentare tot drum de tractor pe berbeci, tot 140 de metri cub. Prărituri avem încă la 80 de metri cub pe brusărat. Nu știu de ce necesită atâta drumuri pe berbeci.
E o partidă, am înțeles, care nu are cale, nu este cale de acces. Și cât partida suficientă e, de... partida e, cred că are 100 de metri cub și face drum pentru 250 de metri cub. Aici nu, mai, aici nu se practică și cu niște utilaje, niște furniculare. Adică nu știu cât ce cantitate, dar după partida respectivă aici... Se corecteze 30 de metri treaptă. Nu cumva să fie... Dar nu specifică partida asta de aici. Dar care au fost. Partida specifică, dar aici scrie drum de tractori. Înseamnă că drum de tractori avem lungimea nu specifică, avem aici 251 de metri cub la două partizi. Nu știu, partida care se exploatează nu cumva e de 100 de metri cub. Și facem drum la 200 de metri. Că nu văd partida respectivă aici. Domnilor consilieri, cam atât. În total, în total e vorba de 836 de metri cubi. Dacă aveți ceva de întrebări, am văzut. Aș avea o întrebare aici pentru populație. Este cuprins ceva în partidele respective? Nevoi locale sau pentru populație? Că mi s-a adresat foarte multe întrebări. Unde ar putea să meargă populația pentru niște lemn de foc, niște... Da, vedeți, avem la Gherenduș, da? Nevoi proprii scrie, dar cred că e pentru populație. Mă, nu avem nevoi locale la... Nevoi locale, nu știu. Unde? Acolo să l-avem. La Gherenduș... Și cât avem acolo? Stai puțin, la Gherenduș avem 19 metri cub. Tot nevoi locale avem 84 de metri cub la culmea lui Viani. Da, și încă ceva să specificăm în procesul verbal. Chiar vă rog frumos să fie anunțați oamenii, că oamenii plâng că nu sunt anunțați. Ocolul sau cine este de competență, că zicem că noi avem partizi pentru oameni și nu se duc, unii plâng așa, alții zic că domnilor, nici nu a fost anunțat și partida respectivă s-a terminat. Avem vreo 150 de metri cubi, doar 3 locuri, așa că... Da, dar trebuie anunțați oamenii ca să știe, de la data de cutare până data de cutare, să prezinte unde. Precis că pădurarii din cantoane respective țin legătura cu oamenii. Deci, domnul consilier, deci ca să le spunem la oameni, fiecare pe zona lui să se adreseze pădurarului din zona respectivă unde vor să meargă și atunci și fiecare va fi îndrumat. Dar asta zic, de exemplu de la Bua, omul de la Bua unde se adreseze, domnul? Trebuie să depună cele locuri și facem formă. Deci și de în foc, dar n-ar fi bine au fost de mai multe ori afiș la magazin ca să știe. Au fost de mai multe ori să întrebe și au fi niciun răspuns. La magazin. Dar știu unde să ne ducem. Nu prea știu oamenii. Sunt oameni care nu au fost. Inatoria lui să... Da, dar de ce? Inatoria cu el. Nu o să afișau la magazin. Nu mai opri. Sau cu respectiv. Doamna secretară sau domnul președinte. Spuneți. Atunci ce să zicem la oameni, că acum ne filmează. Unde să se prezinte dacă au nevoie de lemn de foc? La Ocolul Silvic să depună o cerere și Ocolul Silvic informează unde sunt, unde e materialele. Deci așa s-o procedat și până acum. Bine, mulțumesc frumos. Ca să se audă, înțelegeți, unde să meargă. Deci și până acum s-au depus cereri către Ocol. Dar cu ce confiscă? Pe cererea respectivă s-a specificat la pădurarul la care vrea să meargă. Și a fost îndrumat mai departe perioada când va avea sau dacă era... De ce confiscă Ocolul Silvic ce are aici în curte? De ce face cu el? Păi sunt confiscări care au fost... Îl valorifică sau ce face? De exemplu, cioatele de la oameni ăștia care le-au confiscat. Nu s-au confiscat. Nu s-au confiscat cioatele. Nu de la ăștia, de la au s-au confiscat. Deci, lemnul de foc care a fost confiscat până acum a fost atribuit da, pentru instituții, de școli. Da. Da, să văd că lumea în formă de donație. Aici. Lemnul fără proveniență. Cealaltă riscos la licitație. De cealaltă riscos la licitație. Domnilor consilieri, trebuie să propunem doi membri pentru evaluarea secretarilor general al unității administrative teritoriale. Vă rog să doi membri. Da, am citit înainte, după diverse. După diverse. Secretarilor, normal.
Aici avem un secretar, mult? Un secretar, dar în alte zone sunt și mai mulți. Așa scrie domnul Olteanu și Cum nu ați aprobat ordinea de zi? Ordinea de zi, da. Bine, vă rog, punctul numărul 11. Punctul numărul 11. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Vă rog să desemnați doi membri din Consiliul Local pentru Comisia pentru Evaluarea Secretarei. În lege scrie secretarilor, dar mi-a tras atenție domnul Olteanu, pentru că legea așa scrie secretarilor general al unităților administrative. Da, domnul, așa scrie legea, domnul, la imediat, da, corectați legea ca să fie cu corizul de asta. Vă rog, domnul consilier, să... Domnul Atal, faceți-vă? Sau mai de acord, nu? Cine este Petru? Domnul Neam Petru. Cine e Petru? Bun, și ăsta am rezolvat. Trecem la diverse, pe rând, dacă sunteți de acord. De când vă faceți evaluare? Apoi se discută. Aici am fost numai ca să alegem doi membri. Trecem la diverse. Domnul Olteanu Viorel, vă rog. Aveți ceva la diverse? Președinte, în momentan trebuie mă să luau prea rând. Dar nu luăm la rând. Luăm la rând ca să meargă așa. Trecem mai încolo. Domnul, în legătură cu izlazele. Eu a zice că ar trebui totuși discutat cu oamenii prin niște ședințe mai în așa să lămurim o leacă și oameni. Bine, vă mulțumesc. Domnul, în legătură cu drumul după Bolovăniș, deci mai bine zis Fioroneau. Este o curbă acolo, după ce coborâm dealul la 100 de metri aproximativ, e o curbă aproximativ de 50 de metri, unde nu ai vizibilitate absolut deloc, din cauza la niște arbori. Ar trebui tăiați, ar trebui făcut ceva acolo. Arborii aparține sau... Înainte de a urca la ședința asta, niște oameni de la Budaca m-au oprit aici în fața ușii și mi-a dat o cerere să ridic problema salubrității, taxe de salubritate. Este vorba de 21 de familii, care este și semnată și ar trebui rezolvat ceva. Așa au zis că ei înțeleg că trebuie să plătească gunoi, dar nu în aceeași măsură cum plătim care, de la care se ia gunoiul. Înțelegeți? Ei n-au zis că trebuie înlăturat taxa de salubritate totală, dar ar trebui făcut o diferențiere între taxa de salubritate. Redus. Dacă nu ne permite legea să scoatem total, atunci măcar să reducem taxa respectivă, că chiar de acolo nu cred că nu merită oamenii respectivi să... Eu cred că este posibil treaba asta, se discută la primăria, domnul viceprimar, discutați, altă problemă... Aceeași problemă, tot cu salubritatea, atunci a trecut am vorbit cu domnul viceprimar și ne-a promis că aduce harta respectivă unde trece mașina mare care era cuprins în contract traseul respectiv și nu știu dacă ați pregătit să vedem care e treaba cu harta respectivă, unde umblă mașina, unde nu umblă mașina.
și să punem capăt odată cu circul ăsta cu salubritatea. Eu cred că data viitoare o să fie și reprezentantul de acolo, până atunci o să fie pregătit și o să discutăm mai detaliat problema. Și cu oamenii ăștia care au semnat hârtia, ce răspuns putem să dăm, ce soluție o să dăm, ce facem cu ei? Dumneavoastră te puteți înregistra și primăria în max 30 de zile o să dea răspuns conform legii 554. Mai aveți, domnul Gata? Mai am, ne vă rog frumos. Probleme sunt cu curentul pe Bolovăniș și pe Târhăuș. Foarte slab curentul. Ar trebui să facem un referat sau o cerere către E.ON să vină să schimbe transformatoarele, că e probleme foarte mari. Orice investitor, adică orice afacere list aici în comună, dacă vrea să facă ceva, nu poate să facă din cauza curentului electric. Adică noi și este treaba noastră ca Consiliu Local să facem un referat sau să facem presiune sau să facem o cerere către E.ON ca să vină să repare problemele respective. Aici am răspunsul eu. Nu trebuie să schimbă transformatoarele, nu mai trebuie să ridice tensiunea. Dacă rezistă. Ei au posibilitatea să ridice tensiunea. Dacă îmi permiteți un pic să vă spun, cunosc un pic despre ce e vorba. Am avut discuții, dar la capacitatea care ar vrea solicitată, nu se poate ridica tensiunea din transformatorul ăla. Am avut discuții, pentru că avem discuții pe comună referitor și la extindere de rețea care ar fi nevoie pe comună. Avem multe sate unde s-a dorit deja extindere de rețea, pentru că avem zone unde sunt în continuă poate dezvoltare și se construiesc case în afara zonei unde avem rețea electrică. Solicitări avem, numai că să știți că ei n-au avut un plan, deci deocamdată pe zona asta de extindere rețea și suplimentare la ceea ce spuneți și dumneavoastră la transformatoare. O să solicităm o adresă din partea agenților care vor să facă treaba asta și să solicită o tensiune mai mare în zona unde vor să dezvolte și vom înainta o adresă oficială și din partea noastră ca să vedem un pic prima dată. Dar aici nu vorbesc numai de oameni de afaceri. Aici vorbesc de general, de exemplu, pe Târgăuș. Persoanele fizice au probleme, adică nu merge televizorul, nu merge frigiderul. Sunt probleme foarte mari. Deci am avut de exemplu din partea lor solicitări să vină să măsoare. Că ei la un moment dat vin și iau măsurători. Pe timpul măsurătorilor, nefiind consumatori, deci a ieșit bine, pentru că timpul când au venit ei să iau măsurătorile, probabil consumatorii s-au redus. S-au redus consumatorii mari. Ei când au venit și au luat măsurătorile, ei nu au zis că-s corect. Bun, acum v-am spus că avem discuții la treaba asta, numai că lucrurile astea nu se... Deci am văzut, nu se pot bate din palmă, da? Să știți că ne dorim, toată lumea ne dorim ca să avem pusă la dispoziție... Primul și primul trebuie trimis o adresă. Da. O adresă, că asta e primul lucru. Primim o adresă la care trebuie să ne dea un răspuns. Solicităm răspuns. După aia vedem ce putem face. Domnul Teanu, încă ceva? Da, eu aș face o propunere pentru ședința viitoare sau când se poate să facem o hotărâre de Consiliu Local, că așa am înțeles că așa trebuie să procedăm pentru iluminatul public între podul Târhăuș și curbă. Acolo este beznă. Oamenii care se duc la tren noaptea, nu se vede nimic. Și așa am înțeles că trebuie să facem un proiect de hotărâre, că trebuie să montăm niște stâlpuri, că acolo nu avem iluminat public, adică dus rețeaua principală nu este dus pe acolo. Dar trebuie să facem... Dar cine v-a spus că avem nevoie de hotărâre Consiliului Local, pentru ce-i vorba? Pentru că eu cunosc, pentru că am... Păi, dar cum putem să facem o investiție fără hotărâre de Consiliul Local? Asta am vrut să zic, că am lucrat la proiectul ăsta și știu, cunosc, de asta am vrut să zic. Cine v-a spus că e nevoie de altceva? Dar trebuie să, dacă facem o investiție, trebuie un proiect de hotărâre, nu? Corect. No. Și acolo trebuie vreo 4-5 stâlpuri să ducem iluminatul public și să punem 5 lămpi. Proiect de hotărâre. Să știți că deja am considerat treaba asta și aveam un plan pentru primăvara asta. Bine. Altceva, domnul Teanu? Mai am? Problema cu apa.
Sunt probleme pe Tălhăuș, nu știu, nu am fost de față și nu... Da, numai ce mi-au zis oamenii, unii oameni, că se închide apa numai la mijlocul Tălhăușului, o parte au apă, cealaltă parte n-are apă. Domnilor, dacă se închide apa cum este apă, să se închide sus la bazin. Și la Bolovăniști, și la Tălhăuși. Înțelegeți? Că o parte au apă și restul nu are. Și zice că cum diferenție? Pot să vă explic că e o problemă. Eu am ridicat problema ce mi s-a dus la cunoștință. Dar așa un pic, ați și spus că să se închide sus la bazin. Eu am zis, ar trebui închis sus la bazin, da. Dar știți, dacă se închide. La un moment dat, deci am zis clar că în perioada, și deocamdată în ultima perioadă, nu s-a închis nicăieri. Și vreau să vă spun că când apa e dată, deci e deschisă și dată drumul, Bolovănișul și Tărhușul nu beneficiază de apă. În perioada aia când, mă lăsați-vă la gabă, în perioada când Făget și Ghimeș beneficiază de apă. La un moment dat, ca să beneficieze și Bolovănișul, trebuie să-l închizi mai Bolovănișul sau satele astea, trebuie să-l închizi undeva mai jos, ca să se adune în țeavă, ca să poată avea și o perioadă apă. Și să știți că cei mai afectați sunt cei din unde pleacă apa. Deci Bolovănișul și Tărhăușul. Știu. Ăsta mi s-a dus la cunoștință și eu trebuie să ridic problema. Am înțeles. Să explicați care treaba pentru oameni. Haideți că știți și dumneavoastră ca și mine, pentru că cunoaștem aspectul, fenomenul prin care trecem. Deci n-au mai fost precipitații și știm foarte bine cât de puțin au fost. Și să știți că apa e din ce în ce și care o avem, e din ce în ce mai puțină. Când deci, noi avem speranțe că dacă s-au muiat acum un pic vremea, să continuăm un pic cu lucrările și să o racordăm pe aia care am adus-o acolo. Dar v-am spus, și chiar am un apel către persoanele care știu că beneficiază de... Deci sunt racordați la apa asta, să facă un pic de economie. Dacă să faci un pic de economie la apă, să știți că nu avem, atunci nu suntem nevoiți să facem întreruperile astea, de exemplu, pe zona respectivă. Am înțeles. Și ce distanță mai aveți, domnul Vice, până la raportare? Mai e o distanță de vreo 800 de metri, dar e zona aia unde e înghețat tot. Domnul viceprimar, eu am terminat cu la diverse ce am avut de ridicat pentru ședința asta, dar încă o dată vă zic, vă rog frumos, pe ședința viitoare cu salubritatea, cu oamenii ăștia, am discutat alta respectivă, să nu uităm, că era vorba pe ședința asta, să-l prezentați aici. V-am adus la cunoștință. Deci nu-i nicio problemă, așteptăm în afară, dar nu trebuie să așteptați, vă spun așa. Da. Deci în afară de zona de centru și toate satele unde se colectează, eu vă spun, începând de la Alzămaș, Buha, Budacă, Holoș, Petricheni și Turceni, nu se colectează. Nu intră mașina. Deci astea zonele unde nu au ei traseul de a intra mașina. Astea sunt singurele. În schimb, deci ulițele până în 100 de metri acolo este obligativitatea de a scoate fiecare tomberoanele. La capătul uliței și în ulițele astea au fost amplasate fiecare punct tomberoane mari. Noi avem, cred că suntem comuna cu cele mai multe tomberoane de capacitate de 1000 de litri, care oricine poate din comună să ajungă să aibă unde să ducă gunoi. Eu am înțeles, dar trebuie să facem ceva cu oamenii ăștia. Dacă invitați de la Adis atunci, luna viitoare sau când o să fie punctul ăla cu salubritatea, când iarăși trebuie să ridicăm prețul, tocmai că ne obligă, tocmai de asta, la un moment dat am zis ca să vină și să-și vea explicațiile care le-au pe partea lor, pentru că noi, de exemplu, avem destule obligații de făcut din partea noastră. Și o obligație care o face, va trebui să o facem pentru ei, noi, va trebui să le luăm, să ne mergem, să le luăm de la oameni o parte din gunoi, dintr-o parte din zone, să le luăm noi gunoiul, de fapt gratis, nouă nu ne plătește nimeni treaba asta, nici avisul. Deci pe noi nu ne decontează și va trebui să le adresăm niște întrebări la capitolul ăsta. Deci noi dacă le facem servicii, poate vom ajunge la o chestie care ar trebui Aici problema, dacă vreau să intervin. Vă rog, domnule. Aici, dacă ei sunt sub contract cu noi ca să ne ridice gunoiul,
și folosesc mașini din astea mari, care le trebuie probabil un spațiu mai mare pentru a accede în diferite zone. De ce nu vine ei cu soluție ca să vină și cu mașini mai mici, cu din astea ca să strângă ei asta? De ce să-mi bat eu capul neapărat cu... Eu în timp am prevăzut să fac infrastructura și să găsească și el soluții dacă încasează banii, să găsească să vină cu mașini mai mici. E de cerut banii, știu să ceară banii, nu e nicio problemă, dar să rezolve niște trebuie. Dacă la ședința următoare o să fie un delegat de acolo, punem întrebările și poate găsim o soluție. Domnul Ieșan, domnul Suciu. Cu tensiunea curentului avem și noi probleme, chiar în strada bisericii. Am un voltmetru și am măsurat într-o seară 170-180. Am avut probleme chiar și la televizor. Am o rugăminte, o să facem așa fel încât să plângem niște semnături de pe fiecare zonă. Legătura cu ei neapărat, nici nu m-am gândit. Atunci când au schimbat cablurile, a fost excepțional, 230, 220, 240. Și pe urmă fără probleme. A dispărut, nu știu de ce. Din cauza secetei, mai aveți ceva, domnul? Nu mai am dat prezentat. Domnul Bersan, vă rog. Aș veni în completarea domnului vice, referitor la strângerea de semnături. Acum, vreo 3 ani, s-a făcut o, poate personal, am făcut o ședință cu cetățenii din zona Petricheni, așa, am depus un proces verbal cu semnături, referitor la iluminatul public, la stâlpii care cad, firele care... Deci, e făcut de 3 ani, e depus procesul ăla verbal, tot, încă nu s-a ajuns în zona noastră. Nu știu dacă ați fost atent într-o ședință în care am spus că, deci cred că am spus numai de rechiziții, dar și pe Trichenul e prevăzut pentru schimbarea stâlpilor. Deci ei au prevăzut deja în buget. Ce nu, unde nu este, nu este. Da. Referitor la poturile și podețele, proiectul în ce stadiu e? Știți, în zona asta vulnerabilă, pe Trichen și posibil să mai fie și altele, unde nu are acces mașina de pompieri și... Ce se întâmplă? Când se demarează lucrările? La proiectul de 15 poduri a fost dat ordinul de începere, a fost făcută sistarea pe perioada de iarnă până, sper până martie, că ceva de genul a fost ăsta cu constructorul și când martie constructorul vine și a făcut lucruri. Deci dat ordinul de începere. Referitor la drumul Bolovăniș, Rechitiș, s-au depus și înscris niște sesizări. E semnată recepția aia lucrărilor? Nu din garanție, ce nu e semnată nicio recepție. Banii pe garanție nu s-a atins nimeni de ei și nici nu o să aibă nimeni răspund curajul să se atingă de ei, pentru că anul ăsta avem și Curtea de Conturi și e o măsură care a fost lăsată de ei. Până nu se remediază lucrările sau problemele în mare care sunt pe zona respectivă, nu se umblă la... Da. În continuare ar fi să se demareze lucrările pentru cu apa potabilă, odată să nu mai avem probleme, cu salubritatea, cu zonele astea, ne spunem în fiecare ședință, ar fi timp. Deci, domnul Bărsan, deci, vă mulțumesc foarte mult că mi-aduceți la cunoștință, dar să știți că noi asta facem. De exemplu, tot ce avem pe comun, avarele, că și în timpul ăsta am mai avut, uite, avare care au avut intervenții, deci le-am adus mici avare care au avut mici. S-au spart conducta. Au fost făcute reparații, chiar dacă în perioada asta grea de iarnă, s-au rezolvat și referitor la întreținerea drumurilor, știți că sunt zone unde chiar pe drumurile noastre, de exemplu și pe Bolovăniș, sunt tuburi pe sub drum, care nu au fost disfundate, de drum, nu beneficiari de ajutor social, dar noi avem utilaje. Deci ce să intervină și să... Nu știu dacă, nu știu, dacă n-ați fost atent, dar de exemplu am avut pe Bolovăniș, zona lui Crăciun, Elie, jumețile am avut o intervenție la podul respectiv și s-au făcut unele reparații. Dar mai sunt tuburi pe sub drum care ar trebui desfundate. Deci, momentan, nu am avut probleme. Deci, au fost făcute lucrări din toamnă, că nu am avut probleme cu apa adică să se înfunde. Nu, de mari, da, și în continuare, nu știu, cu pășunile. Trebuia luată o măsură ca să se curețe pășunile de-a lungul timpului. Acum vom vedea ce om face, dar trebuie luat o măsură ca să se curețe pășunile. Vă rog să vă lăsați, că eu v-am lăsat. Și că mai am atâta, două, referitor că m-am abținut la proiectul cu Consiliul de Administrație.
Atât vreau ca să specific că m-am abținut pentru că s-au mai schimbat regulile în timpul jocului. Referitor la numiri, eu am făcut parte din comisie, altfel erau numirile, dar nu face asta problema. Și la contractul de mandat am mai avut niște amendamente care trebuiau să... Adică am crezut că ar fi bine să se țină cont. Dar o să le studiez pe parcurs și poate să mai poate adăuga ceva când o să ajungem acolo. Dar m-aș făcut curios. Nu știu de ce numiri au fost... Păi, ce referitor în comisia aia, știți că din partea forului tutelar era domnul Jugaru Cornel. Așa știu eu în comisie, că ați făcut și dumneavoastră parte. Din partea autorității tutelare. Da. Da, așa de fapt, așa era, da. Și acum e Antalandras. Nu e o problemă pentru mine, dar nu corespunde cu... Da, dar nu s-a schimbat. Deci omul a avut dreptul să participe la un concurs, la o angajare care a fost făcută, pus la un post, scos la concurs de către primărie și el la un moment dat a îndeplinit condițiile. Pentru că el a avut vechime 11 ani. Nu e o problemă, e tot membru. Eu doar am specificat pentru ce m-am abținut. Dar nu s-a schimbat niciun contractul de mandat. Vreau să vă spun, să nu ne... Deci nu mai aduceți argumente care nu sunt... N-a corespuns cu ce s-a pornit. Vă rog, nu s-a schimbat, e mers. Nu mulțumesc, atât am spus. Vă mulțumesc foarte mult, închid ședința de concediu. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumesc de participare, vă doresc o zi bună. Toate cele bune. Vă mulțumesc.